Shalom și bună dimineața! Mă bucur pentru toți cei care continuați să rămâneți credincioși acestui studiu în 1 Tesaloniceni. Vreau să vă anunț că am ajuns la jumătatea lui și astăzi începem capitolul 4. De aceea vreau să citesc versetul 1 care spune: Încolo, fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu și așa și faceți, vă rugăm și vă îndemnăm în numele Domnului Iisus să sporiți tot mai mult în privința aceasta. Pavel a ținut un studiu intensiv pentru 3 săptămâni în Tesalonic și în urma acesteia s-au întors la Dumnezeu un grup de oameni care în scurtă vreme, la rândul lor, devin un model pentru bisericile din întreaga Macedonie și până la marginile pământului. Iar în începutul acestui capitol, Pavel vine și le readuce aminte de acea învățătură care el i-a dat-o la început, legat de cum să se poarte și să fie plăcuți lui Dumnezeu. Și aș vrea să rumegăm puțin ideea asta, că noi putem să fim plăcuți lui Dumnezeu. Să stai și în timp ce tu faci toate lucrurile în casă în aceste zile, legat de familia ta, legat de cei din jurul tău, Dumnezeu să privească cu plăcere la căile tale. Și oricine caută să umble în acord cu planul lui Dumnezeu, cu Sfânta Scriptură, este un om în care Dumnezeu își găsește plăcerea. Pavel se gândește la acea vreme în care acești oameni din Tesalonic se închinau la idol sau umblau în imoralitate sexuală. Cu alte cuvinte, căile lor nu erau plăcute înaintea lui Dumnezeu, dar el a creat această puncte între ei și Dumnezeu ca ei să poată să fie plăcuți înaintea lui și îi îndeamnă legat de aceste învățături pe care el le-a dat în trecut. Să fie plăcuți înaintea lui Dumnezeu în felul în care ei se poartă. Și Pavel adaugă lucrul ăsta: și așa și faceți. Dacă vă aduceți aminte, cu 2 capitole în urmă am vorbit despre preocuparea pe care Pavel o avea legat de Tesaloniceni pentru că nu primise nicio veste de la ei și așa că nu știa dacă în mijlocul persecuției au rezistat, dacă această credință lor a rămas vie, dacă inima lor mai este motivată de dragoste, dacă mai au nădejde și riscă trimițându-l pe Timotei în mijlocul lor pentru a avea vești. Timotei se întoarce și le aduce aceste vești bune, că totul este ok în Tesalonic, că oamenii prosperă în dragoste, că oamenii continuă să aibă credință, că oamenii continuă să nădăjdească în Dumnezeu și continuă să facă tot ceea ce El i-a învățat. Și știți ce este interesant? Și asta vreau să fie ideea zilei de astăzi. Pavel continuă să încurajeze chiar în contextul în care ei o duc bine, în care sunt încurajați, în care lucrurile cresc, în care lucrurile se dezvoltă. Și eu știu că există o tendință în noi să ne reținem de la a lăuda sau a încuraja pe cei din jurul nostru dacă nu este necesar. Și am observat lucrul ăsta și la mine însumi și am observat lucrul ăsta la cei din jurul meu, că așteptăm ca oamenii să ajungă în situații critice, să fie într-un context în care viața lor atârnă de un fir de ață sau contexte super dificile ca noi să începem să le trimitem un SMS, să le spunem o vorbă bună sau să îi îmbărbătăm cu ceva din Cuvântul lui Dumnezeu. Avem această tendință să nu fim o încurajare și o îmbărbătare pentru ceilalți decât dacă situațiile sunt dificile, iar circumstanțele spun că oamenii necesită aceste lucruri. Dar Pavel vine și spune aici, în aceste versete, nu. Noi trebuie să încurajăm, să îmbărbătăm pe oameni în orice vreme. Și atunci când oamenii o duc bine și atunci când oamenii o duc rău, toți oamenii au nevoie să fie încurajați, să fie zidiți. Și chiar dacă aceste vremuri pentru Biserica din Tesalonic sunt vremuri în care în mijlocul persecuției, în mijlocul împotrivirii, oamenii sunt aproape de Dumnezeu și umblă aproape de El, Pavel vrea să încurajeze în continuare. Pavel vrea să zidească viața lor în continuare. El vine și spune: fraților, este mult, mult mai mult și eu vreau să vă întăresc în ceea ce este mult, mult mai mult pentru voi, pentru viețile voastre. Voi ați parcurs doar câteva file de istorie legate de viața voastră și înaintea voastră sunt lucruri glorioase. De aceea vreau să vă îmbărbătesc ca voi să sporiți. Și spune: vă îndemn în numele Domnului Iisus Hristos să sporiți tot mai mult în privința asta, să continuați să faceți tot ceea ce eu v-am învățat, să trăiți în așa fel încât să fiți plăcuți lui Dumnezeu. De aceea, frați și surori, în această dimineață, un îndemn simplu am pe fiecare dintre noi, să nu așteptăm ca oamenii să ajungă într-un context în care se impune cumva din pricina circumstanțelor, să încurajăm, să motivăm, să ridicăm,
ce astăzi putem să facem, chiar dacă știm că cei din jurul nostru sunt bine, chiar dacă știm că cei din jurul nostru prosperă, chiar dacă știm că cei din jurul nostru merg înainte. Pentru că știu că stăm și ne uităm poate pe Instagram și vedem o imagine în care familia este ok, copiii sunt ok, au ce mânca, ok, se bucură în familie și când vedem toate lucrurile astea pe social media, zicem, a, ei sunt ok, ei nu au nevoie de încurajare, ei nu au nevoie de zidire. Dar vreau să știți că și dacă vedem aceste lucruri, oamenii sunt vredni să fie încurajați, să fie zidiți, să fie îmbărbătați. Și Pavel face într-un context în care primise vești, tocmai primise vești de la Timotei că biserica este bine, că lucrurile merg, că ei merg în continuare înainte, că prosperă în ceea ce fac. Pavel le scrie o scrisoare în care continuă să îi îmbărbăteze, continuă să le spună, hei, mergeți înainte, Domnul este cu voi, sunteți iubiți de Dumnezeu, ce ați învățat de la mine, continuați să faceți, ca să aveți parte de zâmbetul lui Dumnezeu, să fiți plăcuți înaintea Lui. Și astăzi vreau să vă încurajez pe fiecare dintre voi azi. Gândește-te la câteva persoane care știi că o duc bine, dar căruia să le spui și astăzi o îmbărbătare, un mesaj, un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Aba, mă rog să ne binecuvintezi și azi. Doamne, ajută-ne să sporim în a face lucruri bune, Doamne, și a îmbărbăta pe Sfinții Tăi, Doamne. Mă rog să ne dai favorul Tău și în acord cu Evrei 10, care ne spune să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Doamne, dă-ne această inimă de a îmbărbăta, de a zidi, de a face pe alții să prospere în dragoste și în facerea de bine. Mă rog să ne binecuvintezi azi. În numele lui Iisus. Amin. Nu uitați acest verset din Evrei 10 care spune vă îndemnăm să sporiți în dragoste și în fapte bune și autorul epistolei spune îndeamnă poporul lui Dumnezeu să sporească în dragoste și în fapte bune. Asta vreau să vă îndemn și eu pe dumneavoastră în această dimineață. Sporiți în dragoste și în fapte bune și Iisus să fie cu fiecare dintre noi. Amin.